În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, cu Doamne ajută, am poposit într-o nouă duminică de după cincizecime. Suntem în cea de-a cincea. Această duminică este una care se înscrie în șirul săptămânilor, care începând cu săptămâna trecută, ne prezintă tot mai multe vindecări. A fost vindecată sluga sutașului, iată că astăzi vedem că sunt vindecați alți doi oameni. E vorba de doi oameni demonizați, care au fost vindecați de către Mântuitorul. Observăm că Dumnezeu este Cel care intervine în creație, nu doar cu cuvânt, nu doar ne învață, ci de fiecare dată după ce luăm aminte la un cuvânt bun și ziditor de suflet și spre luarea aminte, urmează să oferească minune. Pentru că orice fenomen religios are nevoie de această confirmare prin credință, ori credința așa are drept bază sau temelie revelația. Observăm că Dumnezeu intervine de multe ori în creație pentru ca aceasta să îl cunoască pe Dumnezeu, să se încreadă în El și să-i urmeze. Același lucru observăm și în Evanghelia de astăzi, că Dumnezeu intervine la doi oameni care erau posedați de către o forță malefică, erau demonizați și sigur că erau în mare suferință. Observăm că demonul este scos din om doar cu puterea lui Dumnezeu, iar odată scos, omul primește această eliberare, dar totodată e și o mare frică pentru cei din jur care se deprind cu răul, care tot mai mult a prins rădăcini în viața aceasta. De aceea observăm că locuitorii orașului care sunt practic martorii și au auzit de această mare minune a Mântuitorului, roagă să plece. Omul nu a acceptat atât de ușor schimbarea și deși în aparență a vrut-o, nu de fiecare dată a fost gata să renunțe la poftele, la viața păcătoasă și la slujirea celor rele și să-și schimbe viața spre tot ceea ce este bun, luminos și dumnezeiesc. De aceea observam această contradicție în aparență, în conștiința omului. Pe de o parte, omul știe ce este bine și rău, iar oricum stăruie în rău, chiar dacă conștientizează că acesta nu este bun și de el ar trebui să fugim. Așa se întâmplă prin pilda evanghelică de astăzi cu foarte mulți dintre noi, cei care purtăm numele de creștin, dar care nu avem o viață creștină, nu avem un comportament creștinesc și desigur că suntem departe de valorile și de tot ceea ce învață Sfânta noastră Biserică. Înțelegem că doar în biserică este leacul. Iar atunci când venim în biserică, noi ar trebui să venim aici, în primul rând, ca într-un spital duhovnicesc, pentru a cere și de a dobândi adevărata vindecare. Iar odată fiind vindecat, să cerem de la Dumnezeu și luminarea vieții noastre, încât să putem merge spre un drum mai bun, mai luminos și cu bunul Dumnezeu. De ce dintotdeauna am avut nevoie de multă înțelepciune încât să putem face lucruri mărețe, să ne ținem de drumul cel adevărat și sigur că să fim integri sau sănătoși din punct de vedere duhovnicesc. Ne dorim foarte mult ca toată lumea să ia aminte la ceea ce învață Mântuitorul, dar să luăm aminte și la care este sensul vindecărilor pe care le primim de la Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi cere tot vindecare și îndreptare, dar nu are loc nicio schimbare, nicio îmbunătățire a vieții după această vindecare a vieții noastre. Spunem că pilda evanghelică de astăzi e o vie mărturie a realității că în lumea aceasta lucrează forța diavolească, care adesea stăpânește omul, iar odată stăpânindu-l face să sufere, iar viața să fie încă din acest veac un adevărat infern. Și numai Dumnezeu este colacul de salvare. La El este toată nădejdea și ajutorul, de ce să nu ne încredințăm tot felul de doctorii sau pseudo-doctorii.
Pentru că, în adevăratul sens al cuvântului, medicii sunt cei care, într-adevăr, sunt binecuvântați și tratează, iar până la urmă observăm că Dumnezeu este Cel care e în stare să ne vindece ceea ce nu poate face omul. Și atunci ceea ce nu este cu putință, cu puterea omului, e cu putință cu ajutorul lui Dumnezeu. Astfel pune multă nădejde că noi, cei care suntem adesea atât de mult bântuiți de forța negativă, de forța diavolească în veacul acesta, vom avea parte de multă înțelepciune, de har și ajutor de la Dumnezeu, pe de altă parte, să înfruntăm toate greutățile, toate ispitele și să luăm doar partea cea bună, încât să rămânem doar o viață binecuvântată, o viață bineplăcută în fața tronului ceresc și sigur că să fim sănătoși și integri. Venind la biserică, spuneam că noi cerem de la Dumnezeu multe și mărunte. În primul rând, cerem sănătate. Și adesea, dobândind sănătate, noi nu o folosim în scopuri bune. De aceea, nu știu cât de mult ne folosește ea, dacă dobândim ceva de la Dumnezeu și nu îi întoarcem drept recompensă. Și atunci, în viața aceasta, nu contează cât de mult trăim sau cât de mult ne prelungește Dumnezeu zilele, dar contează cum trăim viața pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Astfel și această pildă evanghelică, această minune pe care o săvârșește Mântuitorul să ne fie un nou prilej, o bună ocazie să facem această schimbare și revigorare a vieții noastre duhovnicești, încât totdeauna să alegem doar partea cea bună, care nu este tocmai dulce în aparență, după cum și este păcatul sau patima, dar care aduce roade și care ne satură sufletele și ne pune pe drumul cel drept. Să-L alegem pe Dumnezeu în locul celui rău, pentru că răul din veacul acesta se lăcuiește și se îndreaptă doar prin dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci să alergăm către Hristos, care ne se oferă prin Sfintele Taine, prin toate slujbele care se oficează în Sfânta Biserică, să căutăm la cuvântul lui Dumnezeu care este în Scriptură, să luăm aminte la învățăturile Sfinților Părinți și la tot ceea ce ne oferă nouă biserica, pentru ca să primim și să luăm partea cea bună într-o revigorare și într-o îndreptare vieții noastre în veci. Amin.